și plin de har și dragoste. Un izvor de har divin ce mântuie. Iubirea lui fără sfârșit e ca un râu m-a copleșit. Calvar, la calvar, îți predau viața mea. Te iubesc, Iisus, te iubesc, Iisus. Tu ești dragostea ce-a plătit vina mea. Tu ești Domnul meu, tu ești Domnul meu, Iisus. Loc unde iertare am aflat. Crucea ta cu Dumnezeu m-a împăcat. Iubirea lui fără sfârșit ca un râu m-a copleșit. La calvar, la calvar, îți predau viața mea. Te iubesc, Iisus, te iubesc, Iisus. Tu ești dragostea ce-a plătit vina mea. Tu ești Domnul meu, tu ești Domnul meu. Da, speranța mea e în jertfa ta. Vin la cruce, vin la cruce. Tu m-ai mântuit, prețul l-ai plătit, mă predau azi. Mă predau azi, da, speranța mea e în jertfa ta. Vin la cruce, vin la cruce. Tu m-ai mântuit, prețul l-ai plătit. Mă predau azi, mă predau. Îți predau viața mea. Te iubesc, Iisus, te iubesc, Iisus. Tu ești dragostea ce-a plătit vina mea. Tu ești Domnul meu, tu ești Domnul meu. La calvar, la calvar, îți predau viața mea. Te iubesc, Iisus, te iubesc, Iisus. Tu ești dragostea ce-a plătit vina mea. Tu ești Domnul meu, tu ești Domnul meu, Iisus. Amin. Iubiți frați, iubite surori, stimați ascultători ai Cuvântului Domnului, este o bucurie deosebită să fiu cu dumneavoastră în această dimineață. Mi-am dorit de mai mult timp să vin, fratele Aurel cunoaște lucrul acesta. În cele din urmă am găsit cu cale ca această duminică să fie pusă deoparte pentru slujire în biserica Hosanna.
Vreau să vă mulțumesc pentru sprijinul acordat în rugăciune, în lucrările care le-am avut de îndeplinit de la ultima dată când am fost aici, care mi-aduc aminte era în luna mai undeva, în aprilie, dacă nu greșesc. Vă mulțumesc pentru lucrul acesta, am simțit călăuzirea Domnului și sprijinul Lui în lucrările care le-am făcut, lucrările de pedagogie, lucrările de la serviciu. În această dimineață simt să împărtășesc din aceeași bucurie despre care au vorbit și prietenii și frații și surorile noastre înainte de a veni eu aici. Această bucurie a cunoașterii Domnului și această bucurie de a simți prezența Domnului. E un lucru pe care l-am simțit pentru că nu vin aici în fiecare duminică. Eu nu sunt obișnuit cu anumite lucruri. Deci lucrul acesta îmi dă un avantaj deosebit, îmi dă o perspectivă nouă. Când ajung aici pentru prima dată și ascult biserica cum se roagă, ascult cântările, ascult ce se întâmplă, îmi dă această perspectivă nouă și mă ajută să trag o concluzie. Ceea ce am simțit în această dimineață în locul acesta și concluzia pe care o trag cu privire la această biserică este că biserica Hosanna este o biserică vie, este o biserică adevărată, este o biserică în care Domnul este prezent și se manifestă după nevoile fiecăruia dintre noi. Iar lucrul acesta este un lucru deosebit, pe care nu vrem să-l luăm de gata. Ok? Cine are ocazia să călătorească prin tot felul de biserici, își dă seama how unique, yeah? How special este atunci când frații se adună împreună, surorile se adună împreună și într-adevăr, you know, you really feel acea prezență a Domnului pe care o cunoști și o știi în inima ta că numai Domnul este acolo. Like that's different. Okay? Nu ești emotiv pentru că sunt versurile emotive. Nu ești mișcat numai din cauza melodiilor. You know there's something going on there. Right? You know there's something unique. So that's what I sensed and that's what I felt this morning. So praise the Lord for this, for the way He works in this church. Laud pe Domnul și slăvesc pentru lucrul acesta. Pentru că în vremurile acestea când se vorbește așa de mult de slăbirea bisericilor, iată că în același timp, cei care caută pe Domnul cu adevărat, rămân și își reînnoiesc puterea. Nu numai că rămân tari, dar își reînnoiesc puterea în Domnul. Slăvit să fie numele Lui. De aceea doresc ca Biserica Hosanna să continue să-și reînnoiască puterea în Domnul, fiecare membru acestei biserici să caute lucrul acesta cu toată râvna și cu toată puterea. Frați și surori, haideți să ne ridicăm în picioare, să cinstim cuvântul Domnului din această dimineață, din 2 Cronici, capitolul 15. 2 Cronici, capitolul 15. De la versetul 10 până la versetul 19. 2 Cronici, capitolul 15, de la versetul 10. Haideți să începem, de fapt, de la versetul 9 până la versetul 19. 2 Cronici, capitolul 15, de la versetul 9, pagina traducerea Cornelescu, 464. Asa, împăratul Asa, a strâns pe tot Iuda și Beniamin și pe cei din Efraim și Manase și din Simeon, care locuiau printre ei, căci un mare număr dintre oamenii din Israel au trecut la el când a văzut că Domnul Dumnezeul lui era cu el. S-au adunat la Ierusalim în luna a treia a anului a 15-lea al domniei lui Asa, au jertfit Domnului din prada pe care o avuseseră, 700 de boi și 7000 de oi, au făcut legământ să caute pe Domnul Dumnezeul părinților lor din toată inima și din tot sufletul lor. Și oricine nu căuta pe Domnul Dumnezeul lui Israel trebuia omorât, fie mic, fie mare, fie bărbat, fie femeie. Au jurat credință Domnului cu glas tare, cu strigăte de bucurie și cu sunet de trâmbițe și de buciume. Tot Iuda s-a bucurat de jurământul acesta, căci juraseră din toată inima lor,
căutaseră pe Domnul de bună voia lor și îl găsiseră. Și Domnul le-a dat o tihnă de jur împrejur. Împăratul Asa n-a lăsat nici chiar pe mama sa Maaca să fie împărăteasă, pentru că făcuse un idol Astartei. Asa i-a dărâmat idolul pe care l-a făcut praf și l-a ars lângă părâul Chedron. Dar înălțimile n-au fost îndepărtate din Israel, măcar că inima lui Asa a fost în totul a Domnului în tot timpul vieții lui. A pus în casa Domnului lucrările închinate Domnului de tatăl său și de el însuși, argint, aur și vase. N-a fost niciun război până la 35-lea an al domniei lui Asa. Amin. Până aici, cuvântul Domnului. Doamne, stăm înaintea Ta și înaintea cuvântului Tău. Vorbește-ne, Doamne. Sprijinește-ne Tu în umblarea cu Tine, Doamne. Luminează-ne din cuvântul Tău. Mângâie-ne, Doamne. Ajută-ne să creștem în Tine și în puterea Ta. Amin. Vă rog să vă așezați. Avem în această dimineață un text deosebit despre un om deosebit. Acest om este împăratul Asa, care ne șochează prin două lucruri diferite. Pe de o parte, ne șochează și ne atrage atenția prin ascultarea aproape desăvârșită de Domnul. Asa este omul care cu adevărat îl caută și îl găsește pe Domnul. He's not just playing around. He really is, cu adevărat, caută, și nu numai că îl caută, dar îl găsește pe Domnul. Pe de altă parte, așa cum vom citi mai târziu, Asa este omul care pierde această cunoaștere. Este omul care cade de pe acel summit al cunoașterii Domnului. Și se răstogolește până jos. Deci avem în acest om deosebit un exemplu fantastic de urmat, atât în ceea ce privește umblarea cu Dumnezeu și căutarea lui Dumnezeu, și un exemplu din care trebuie să învățăm puternic. Ce trebuie să facem și cum trebuie să facem ca să ne menținem la înălțimea voiei lui Dumnezeu. Ca să-L cunoaștem pe Dumnezeu tot mai mult și să ne adâncim și să ne înălțăm în cunoașterea Domnului, fără să facem greșelile Lui și să ajungem deplinți. În această dimineață ne vom uita așadar la acest împărat, la lucrurile frumoase care îl caracterizează și la greșelile catastrofale pe care le-a făcut Asa. Cine este Asa? Haideți să începem de acolo. Asa este al patrulea împărat al lui Israel. Este strănepotul împăratului Solomon. Ajunge împărat peste Iuda după o sumedenie, după un număr de 3 împărați, unul mai puțin bun decât celălalt. Dar tatăl lui, Abija, este cel puțin un împărat care, deși a domnit scurt, a căutat într-adevăr să-l urmeze pe Domnul. Iar Asa, dintre cei 36 de frați și surori pe care l-a avut, a fost cel care a luat domnia de la tatăl lui. De la început, cuvântul Domnului ne trage atenția asupra acestui om prin câteva cuvinte frumoase. Haideți să ne uităm împreună în capitolul 14,
Capitolul 14, de la versetul 2, cuvântul Domnului îi spune, asta a făcut ce? Cine mă cunoaște își aduce aminte că I like dialogue. Câți dintre dumneavoastră preferați un sumar în engleză din când în când? Is it okay? So I just kind of go with Romanian all through and through. Okay. Asta a făcut ce este bine și plăcut înaintea Domnului, Dumnezeului. Această expresie, bine și plăcut, nu se referă la același lucruri. Ea nu este repetată de foarte multe ori în privința unui om. Uneori, cuvântul Domnului spune despre un împărat că a făcut ce este bine. Alte ori, că a făcut ce este plăcut. Dar cât îl privește pe Asa, chiar de la începutul descrierii lui, cuvântul Domnului spune, el a făcut ce este bine și plăcut. Iar lucrul acesta lașează pe Asa într-o clasă mai aparte de oameni, care fac nu numai ce este bine, ci fac și ceea ce este plăcut înaintea Domnului. Vă rămâne ca temă de casă dumneavoastră să vă gândiți în viața dumneavoastră proprie. Care sunt lucrurile pe care dumneavoastră le faceți bine înaintea Domnului și care sunt cele pe care le faceți plăcut înaintea Domnului? Și cum le puteți înmulți ca într-adevăr să fim oamenii aceștia pe care Domnul îi caracterizează ca oameni care fac lucruri ce este bun și lucruri ce este plăcut. În privința lui Asa, lucrul acesta se referă la anumite activități pe care Asa le face. Și în această dimineață aș vrea să punctez 3 din aceste activități deosebite pe care Asa le face și care îl caracterizează. În primul rând, lucrul la care aș vrea să mă opresc este că Asa îl caută pe Domnul. Asa îl caută pe Domnul. Versetul 4 spune lucrul acesta. A poruncit lui Iuda să caute pe Domnul Dumnezeul părinților lor săi și să împlinească legea și poruncile. Versetul 7. El a zis lui Iuda să zidim aceste cetăți și să le înconjurăm cu ziduri, cu turnuri, cu porți și cu zăvoare. Țara este încă a noastră, căci am căutat pe Domnul Dumnezeul nostru. L-am căutat, El ne-a dat odihnă din toate părțile. Au zidit dar și au izbutit. Din textul care l-am citit în această dimineață, capitolul 15, versetul 15. Capitolul 15, versetul 15. Tot Iuda s-a bucurat de jurământul acesta, căci juraseră din toată inima lor, căutaseră pe Domnul de bună voia lor și îl găsiseră. Iată acest om deosebit care își pune inima să-L caute pe Domnul, nu personal și privat, ci ia pe toți cu el din Iuda să-L caute pe Domnul. Și nu numai că-L caută pe Domnul, ci îl și găsește. Frați și surori, de multe ori îl căutăm pe Domnul. Do we find Him? Îl găsim. Îl căutăm, dar îl găsim? Aceasta este întrebarea pentru noi. Asa l-a găsit pe Domnul. De aceea a putut să spună, l-am căutat de bună voie, l-am căutat dintr-o dorință sinceră care s-a născut în inima lui și
l-a găsit. Nu toți împărații lui Israel sau al lui Iuda l-au căutat pe Domnul. Iar dacă unii dintre ei l-au căutat, nu toți l-au găsit. De aceea este un lucru deosebit. Că Asa poate să spună, îl caut și îl găsesc. Slăvit numele Lui, pentru că se lasă găsit. Slăvit să fie Domnul. Atunci când noi îl căutăm cu adevărat și putem discuta în această dimineață de metodele și de felul în care îl căutăm pe Domnul. El, Dumnezeul Universului, se lasă găsit. Ca asta să poate spune, Doamne, te-am căutat, dar te-am găsit. Să le spui copiilor tăi, să le spui colegilor tăi de muncă, l-am căutat, dar l-am găsit. For the Lord. You know, îl căutăm. Well, in different ways, in different churches, in different places, in different religions. You know, toate drumurile duc către El. Lucrul acesta, you know, it flies very well at work. Searching for something out there. Sunt un om spiritual. Nomenclatura zilei de astăzi. I'm an open-minded kind of guy. Îl caut ceva acolo. După o vreme, o perioadă, caută spiritual. Dar atunci când te ridici sau vorbești și abordezi un coleg și spui, l-am căutat și l-am găsit. Sunt diferite răspunsuri. Nu poți să spui, l-am căutat și l-am găsit. Deci asta este un om de felul acesta, first class. Caută pe Domnul cu adevărat și îl găsește. Numărul 2. Nu numai că îl caută pe Domnul, dar se și sprijinește pe Domnul. În capitolul 14, Asa se roagă. Este amenințat de Zera, împăratul Etiopiei, care vine înaintea lui cu o mulțime enormă, cu o armată enormă. Asa nu este neînarmat. Asa este, de fapt, un împărat care, comparat cu alți împărați, are o oștire. I mean, he is not empty-handed. Avea o oștire, versetul 8 spune, de 300.000 de oameni din Iuda care purtau scut și suliță. 280.000 de din Beniamin care purtau scut și trăgeau cu arcul. Toți oameni? Toți. Toți. Însă, când te măsori în oameni și în arme și în bătălii și în vitejie, ce se întâmplă? Vine unul care are mai mulți. Și câți oameni are acest împărat care vine înainte lui? 1.000.000? Și el vorbește despre oamenii lui că sunt toți viteji. Ei, în această situație, asta face un lucru extraordinar. Se roagă. Se roagă. Și ce spune el în rugăciunea lui? Doamne, numai Tu poți veni în ajutor celui slab ca și celui tare. Vino în ajutorul nostru, Doamne, Dumnezeul nostru, căci pe Tine ne sprijinim. Și în numele Tău am venit împotriva acestei mulțimi, Doamne. Tu ești Dumnezeul nostru. Și I love this expression. Să nu iasă omul biruitor împotriva Ta. Frați și surori, din ce fel de inimă se pot naște astfel de cuvinte? Și astfel de viziune? Într-o inimă care nu-L caută pe Domnul? Într-o inimă subțire, neadâncă, care nu are o adâncime în Domnul, în prezența Domnului? Nu. Este
această viziune și această rugăciune, această abilitate de a înțelege și de a vedea clar printr-o situație și de a înțelege care sunt posibilitățile tale în fața acestei mulțimi, se nasc dintr-o inimă care îl caută pe Domnul. Deci numărul 2 este omul care se sprijinește pe Domnul. Slăvit să fie Domnul. Apoi îl găsim în numărul 3. Găsim pe omul care investește în casa Domnului. Versetul 18 spune, a pus în casa lui Dumnezeu lucrurile închinate Domnului de Tatăl său și de el însuși. Argint, aur și vase. Argint, aur și vase. El le închină și le aduce în casa Domnului. Lucrul acesta contează puțin, cu permisiunea noastră, aș vrea să-mi dau jos acolo, dacă se poate. It's very nice and warm in here. Lucrul acesta contează și este un lucru aparte în mod deosebit, pentru că casa Domnului a fost jefuită de împăratul Șișac. Șișac este împăratul care i-a dat lui Solomon o fată ca mireasă. Prin lucrul acesta se înțelege pentru a forma o alianță militară și economică între Israel și Egipt. După Solomon și după ce împărăția s-a divizat, s-a rupt și 10 triburi au rămas cu Israel și 2 triburi au rămas cu Iuda, în acest moment de weakness, de slăbiciune, ce se gândește el? Acum e timpul să iei tot ce a adunat Solomon. Și ia mulțimea de oameni și se duce și jăfuiește casa Domnului, casa împăratului Roboam. Și ea, cuvântul Domnului spune foarte simplu, a luat tot. Tot. Deci vă dați seama, tot aurul, tot argintul, toate lucrurile prețioase pe care Solomon le adunase cu atâta grijă să împodobească și să îmbogățească casa Domnului, și Șac vine și le ia și le duce. Deci casa Domnului rămâne kind of in a hard spot după această întâmplare. De aceea nu este întâmplător că Asa caută să reabiliteze cumva situația, să reabiliteze lucrurile și să reîmbogățească casa Domnului. El investește în casa Domnului. Pune aurul, dedică aurul, dedică argintul, dedică lucrurile de vase, ca casa Domnului să nu sufere. Cum ar putea să fie altfel, de fapt? Cum ar putea să ai un împărat care îl caută pe Domnul cu adevărat? Care se sprijinește pe Domnul cu adevărat? Și trece pe lângă casa Domnului care e în paragină. Deci lucrurile acestea se nasc una din cealaltă. Când cauți pe Domnul cu adevărat, te sprijinești pe Domnul cu adevărat. Când te sprijinești pe Domnul cu adevărat, investești în lucrarea Domnului. În orice fel ar fi, tu investești. You know, you are a benefit. Ești un beneficiu lucrării Domnului. Dar știm din experiență personală că atunci când nu căutăm pe Domnul, atunci când ne sprijinim pe alte lucruri și acest al treilea element dispare, nu mai avem nici timp, nici energie, nici oportunități, nici bani, nu mai avem nimic pentru casa Domnului. Cunoașteți acest fenomen? Yeah! Știm, îl cunoaștem, l-am trăit, îl trăim din când în când. E un lucru pe care
Mă gândesc că nu trebuie să insist în această dimineață. Cunoaștem aceste lucruri din experiență. Deci acestea sunt lucruri extraordinare pe care îl caracterizează pe împăratul Asa. Dacă narațiunea și povestea vieții lui s-ar opri aici, am vorbit de Asa ca un sfânt. Într-adevăr, a făcut el câteva lucruri pe care noi le considerăm cam problematice în ziua de astăzi, dar cu toate lucrurile acestea, nici sfinții nu sunt oameni perfecți. Am trece peste ele. Însă, narațiunea continuă și ne trage Domnul în această dimineață un mare, mare semnal de alarmă. Pentru că deși Asa arată și e caracterizat de aceste lucruri, ajunge să cadă de acolo, din această înălțime spirituală. Ajunge să cadă jos de tot. Și la fiecare ocazie când Dumnezeu încearcă să-l ridice, el alege calea căderii. Deși Domnul iese înainte și spune, Asa, îți pun la dispoziție o oportunitate să schimb lucrurile, să schimb traiectoria. Asa alege calea pierzării, calea căderii. Iar lucrul acesta îl descoperim în capitolul 16. Asa s-a bucurat de o domnie de 41 de ani în care cunoaștem în Scriptură numai două războaie. Un război când el a fost atacat de etiopieni, de acea armată fenomenală, de 1.300.000 de oameni, și în care Domnul i-a dat o izbândă extraordinară. Ne vom ocupa de acel text într-un moment. A doua bătălie este o bătălie cu verișorul lui din împărăția din Iuda, împăratul Baeșa, care l-a înlocuit pe împăratul Ieroboam. Împăratul Ieroboam este cel care a divizat împărăția. So, not a very good guy. Omul acesta, Baeșa, și între aceste două împărății a fost un conflict permanent, până Domnul a ridicat împărăția lui Israel și a trimis-o în exil, după care nu mai există ca o entitate politică sau militară. Însă, înainte de lucrul acela, între cele două împărății exista un conflict adevărat. Conflict armat, în care ei se băteau unii cu alții. Pentru ce se băteau exact, nu e clar în Scriptură. Mare atenție! Pentru ce se băteau, nu e clar. Dar ei se băteau. Împăratul Baeșa se pune să construiască o cetate care este o cetate de acces între cele două împărății. Cetatea Rama. El nu vine împotriva lui Asa deloc, direct, ci vine indirect, prin a întări această cetate care controlează accesul sud și nord, probabil și est-vest, în regiunea respectivă. Iar Asa se simte amenințat. Pentru că dacă el nu mai are acces și nu mai are acces la trading routes, nu mai are acces la comerț, se simte amenințat și aici apare prima problemă a lui Asa. Dacă am subliniat în prima parte că este un om care îl caută pe Domnul, Cuvântul Domnului ne spune imediat aici în capitolul 16, cum am citit celelalte lucruri, că asta ce se gândește să facă? Să facă un tratativ cu cine? Să facă un tratativ cu Ben-Hadad, care este împăratul Siriei. Împăratul Siriei este împăratul care domnește mai sus de regiunea de nord a Israelului. Aici e Siria, aici e Israel, aici e Iuda. Deci el merge roată și vorbește cu împăratul Siriei și spune, rupe tu legământul pe care l-ai făcut, tratatul de alianță între tine și împăratul lui Iuda,
al lui Israel, pardon, rupe acest tratat de pace și atacă-l ca el să se depărteze de la mine și eu să nu am niciun conflict militar cu Israel. Am încercat să vă atrag atenția asupra dorinței sincere lui Asa de a-L căuta pe Domnul și de a-L găsi pe Domnul. În acest moment, Asa face o greșeală fenomenală. În loc să-L caute pe Domnul, ce face el? Îl caută pe Ben-Hadad. Mare greșeală. Mare greșeală. Ben-Hadad este omul care se uită la cei doi împărați și râde de ei. Împăratul lui Iuda și împăratul lui Israel sunt de batjocură pentru el. Se uită la doi frați care se ceartă și în loc să-i împace, takes advantage. Nu numai că face această greșeală fenomenală de a uita să-L caute pe Domnul, care L-a izbăvit de 1.300.000 de oameni, caută o metodă pur omenească, tratative politice omenești. Însă, ca acest tratativ să lucreze, el are nevoie de bani, de finanțe. El ar fi putut să ia lucrurile, finanțele din visteria lui. He's not a foolish man. De unde ia el argintul și aurul? Din visteria casei Domnului. Acel aur și argint și vase pe care el tocmai le dedicase Domnului, acum le folosește pentru planul lui nebunesc. Și dacă a fost caracterizat de această dorință de a investi în casa Domnului, în lucrarea Domnului, îl găsim în acest moment de slăbiciune jefuind casa Domnului pentru a opri această amenințare pe care el o simțea din partea împăratului Baeșa. Frați și surori, înțelegeți? Sunt antenele dumneavoastră deschise? Căutați ghidul Domnului, căutați cuvântul Domnului pentru dumneavoastră în aceste momente? Cum se aplică el la viața și la situația dumneavoastră? Mă rog ca aceste lucruri să ne caracterizeze în timpul acestei predici. Apoi este al treia cădere, care este căderea cea mai mare. Lipsa de sprijin pe Domnul. Vine cuvântul Domnului în versetul 7, în capitolul 16. Pe vremea aceea, Hanani, văzătorul, s-a dus la Asa, împăratul lui Iuda, și i-a zis. Ce i-a zis? Primul lucru. Pentru că te-ai sprijinit. Pe cine? Pe împăratul Siriei. Nici nu există altă. Domnul, prin acest om, prin acest văzător, s-a dus direct la sursa problemei. Doamne, lasă ca Duhul Sfânt să meargă ca acest văzător. Direct la sursa problemei noastre. Doamne, binecuvântează Biserica Hosanna cu văzători. Amin? Aveți grijă când spuneți amin. Că văzătorii aceștia, prin natura lor, sunt oameni that can be a pain in your bum. Right? They can be oameni care nu sunt
cea mai plăcută companie. De acest om că îl reprezintă pe Dumnezeu, vine și spune: Asa, pentru că te-ai sprijinit pe împăratul Siriei și nu te-ai sprijinit pe Domnul Dumnezeul tău, de aceea a scăpat oastea împăratului Siriei din mâinile tale. Asa, why? Why, why, why? Asa, când tu ți-ai pus inima să-L cunoști pe Domnul, când tu te-ai sprijinit pe Domnul înainte, de ce în aceste momente? De ce ai făcut această alegere greșită? Ce în Dumnezeu nu ți-a plăcut? Ce fel de îndoiel ai avut asupra Domnului? De te-ai gândit în mintea ta să te duci la împăratul Siriei. În alte cuvinte, asta îi spune văzătorul. De ce? Pentru ce? Dă-mi un motiv! Spune-mi pentru ce? Cuvântul Domnului nu ne spune că Asa răspunde nimic. Nu are cum să răspunde. Ce am putea să spunem împotriva Domnului? Pentru toate binecuvântările, pentru toată măreția pe care și-o arată față de noi, cu ce am putea trage de vină? În special Asa, care se bucură de pace, care atunci când este atacat se bucură de o victorie glorioasă, care domnește peste o împărăție care încă în vremea aceea era cât de cât reprezenta o putere, reprezenta un lucru pe care alții doreau să-l posede, de aceea se ridicau împotriva lui. Iată o greșeală catastrofală făcută de un om care îl caută și îl găsește pe Domnul. Vine Domnul și spune: etiopienii și libienii nu alcătuiau ei oare oaste mare cu o mulțime de cară și călăreți? Și totuși Domnul i-a dat în mâinile tale pentru că te sprijinișești pe El. Iată cât de important este înaintea Domnului să ne sprijinim pe El. Iată cât de mult accentuează cuvântul Domnului importanța sprijinirii pe El. Este un lucru atât de important. Este atât de esențial vieții noastre cu Dumnezeu. Să învățăm să ne sprijinim pe El. Doamne, întărește Biserica Hosanna cu acest duh de sprijinire pe Domnul, de căutare a Domnului, de investire în lucrarea Domnului. Amin. Aș vrea să zăbovim pentru câteva momente asupra acestui fenomen de sprijinire pe Domnul și care sunt consecințele nesprijinirii pe Domnul. Pentru că Domnul realmente ne iubește cu o iubire veșnică. Dragostea Domnului față de noi este o dragoste profundă. Și această dragoste profundă te cheamă să vezi, te cheamă să înveți care sunt rezultatele nesprijinirii pe Domnul. Spre deosebire de Asa, Domnul îi arată lui Asa care sunt consecințele lui. De ce să nu se mai sprijinească pe alții sau pe el însuși, ci să-l caute pe Domnul? Ci să se sprijinească pe Domnul? Îmi place să le spun studenților mei următoarea expresie și am să spun în engleză că sună cum trebuie. It pays. It pays to trust in the Lord. It pays. Simplă matematică. It pays to trust in the Lord.
De aceea cuvântul Domnului spune, îl caracterizează acum pe Asa ca un nebun. Ca un om fără înțelepciune, cu alte cuvinte. Domnul îi spune prin văzătorul Hanani, ai lucrat ca un nebun. Adică fără minte. De ce? Uite că ți-arată de ce. Și Domnul îi arată de ce a lucrat fără minte. Unul la mână. Împăratul Siriei a scăpat din mâinile tale. Dumnezeu ți-ar fi dat ocazia să domnești și să-L pui la locul Lui. Așa cum Dumnezeu i-a împins pe cei care au venit împotriva ta din sud, din Egipt, și i-a trimis la locul lor, Dumnezeu ți-ar fi dat o ocazie să-L pui pe Ben-Hadad la locul lui. Ben-Hadad va cauza multe probleme lui Israel după acest incident. A fost o ocazie ratată. Ai avut ocazia să-L pui la locul lui, and you didn't do it. Unul la mână, doi la mână. You paid for nothing. Ai plătit degeaba. Ai plătit degeaba. Așa cum am subliniat înainte, Asa ia banii din visterie. Și ce câștigă cu lucrul acesta? O pace temporară. O pace temporară. Pentru că acestea sunt lucrurile pe care le câștigăm când ne bizuim pe noi înșine. Ratăm ocaziile pe care Dumnezeu le pregătește pentru noi. Investim în nimic. Acestea sunt rezultatele clare pe care le vedem în cuvântul Domnului. Și Domnul ia timp să explice lui Asa, pentru că îl iubește. Pentru că Asa îl caută pe Domnul, îl căutase pe Domnul. De aceea Domnul îi spune, man, no, 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 no. Uită-te care sunt consecințele. Versetul 9 spune, ai lucrat ca un nebun în privința aceasta, căci de acum vei avea, ce vei avea? Războaie. Ce ai căutat tu să plătești și să faci? Ai căutat pace. Ce vei avea? Războaie. Ce rost a avut toată investiția? Ce ai rezolvat cu toată investiția? Frați și surori, este Domnul vrednic de toată laudă și slavă. Deci arată El bunătatea față de noi, neînțelepții, prin faptul că și ia timp să ne arate și să ne învețe, să ne ridice de acolo, să ne ridice din our stupidity, din nebunia noastră, din lipsa noastră de înțelepciune. Ca un tată iubitor, ca un păstor al turmei Lui. Acum, dacă eu aș fi Asa, sau aș fi fost Asa, mă gândesc că aș fi avut atâta înțelepciune în mintea mea, atâta de puțin de înțelepciune să-mi fi rămas în minte, când Domnul mă confruntă. Să spun, Doamne, I screwed up. I'm sorry. I really messed up. Îmi pare rău, Doamne. Dar Asa, ce se gândește el? Îl ia pe acest om, pe acest văzător, de ce v-am spus, aveți grijă cu văzătorii aceștia. Și tu, dacă își dorești să fii văzător, ai grijă. Îl ia și îl aruncă în temniță. Asa, în loc să se pocăiască înaintea Domnului, îl ia și îl aruncă în temniță. Acum, important să subliniem că au fost mulți alți împărați, și împăratul Roboam, bunicul lui Asa, care a făcut greșeli. Dar când s-a simțit amenințat și confruntat de Dumnezeu, Roboam a spus, Doamne, Tu ești Cel care domnești peste această împărăție. Și prorocul care vine și îl vizitează pe Roboam îl spune, Domnul a găsit puțină bunătate în tine.
De aceea Domnul nu va face lucrul acesta, nu va aduce primejdea despre care vorbise în timpul vieții tale. Deci dacă îl căutăm pe Domnul și ne întoarcem din nebunia noastră, Domnul ne deschide o cale. Slăvit să fie numele Lui. Dar asta ia calea căderii. Și ajunge un împărat nu numai neînțelept, dar ajunge un împărat și intolerant, violent, agresiv. De unde se naște violența și agresivitatea și intoleranța? De unde? Din împietrirea lui. Se naște din lipsa lui de încredere în Domnul. Lipsa lui de, lack of confidence în Domnul. De unde se naște violența și agresivitatea între noi? Din același sentiment, din același fundal al inimii noastre. Sensul de insecurity, când suntem insecure, atunci devenim agresivi. Când suntem prea preocupați cu sinele, atunci devenim posesivi. Atunci pacea este înlocuită de agresivitate, compasiunea este înlocuită de violență, și mă refer la tot felul de, orice formă de violență și agresivitate pe care o vedem în familii, în copii, în adulți, în biserici, între popoare, în societate. Trăim în aceste vremuri probabil cele mai intolerant days pe care această țară l-a văzut. Am devenit, ca societate, extrem de netoleranți unii cu alții. Ne-am pierdut civility. Ce înseamnă? Cum spunem civility pe românește? Civility. Gingășia, dacă vreți. Politeția. De a vorbi unii cu alții. În special atunci când diferim și avem diferite puncte de vedere. Iată că acest om, Asa, devine caracterizat de acest lucru. El are o istorie, de fapt, de violență și agresivitate. Asta, de fapt, începe cu mama lui, din textul pe care l-am citit în această dimineață. Versetul 16, capitolul 15. Ce spune? Împăratul Asa n-a lăsat nici chiar pe mama sa să fie împărăteasă. This is the queen mother. Okay? Este un rol onorific, mai mult decât un rol de influență. El a luat-o și pe ea și a deposedat-o. Acum, unii dintre noastre veți spune, foarte bine a făcut. Pentru că uitați ce a făcut acolo. Ea a ridicat un idol, Astartei, ea nu a fost o femeie care într-adevăr l-a căutat pe Domnul, ci așa a căutat idolii. Is it right? Look. Frați și surori, nu este right. El, împăratul Asa, are tot dreptul să ia idolul și să-l ardă și să-l distrugă. That to depossess your mother pentru a nu mai face împărăteasă, pentru a-l alunga din palatul împărătesc, este să treci dincolo, să mai treci încă o graniță. Ok? El ar fi putut să stea de vorbă cu mama lui. Look, mom. I don't know if you noticed, but I'm about to kind of do some revival in my kingdom. I'm trying to kind of put people on the right path. This thing is not working here for me. Get rid of it. Nu. El, pentru că are această problemă de violență și de agresivitate, îi răspunde cu agresivitate, care e dincolo de ceea ce probabil ar fi fost potrivit pentru un împărat, care îl caută pe Domnul și îl găsește. Fraților, haideți să fim cu mare atenție. Doi la mână, îl ia pe Hanani și îl aruncă în tâmniță, în închisoare. De ce? Mai trece încă o graniță. El ar fi putut foarte frumos să spună mulțumesc, thank you very much,
I'll think about it. Off you go. Nu? Nu-și controlează mânia și agresivitatea. Textul spune foarte clar că s-a mâniat. Și din cauza lipsei de control, self-control, îl ia și îl aruncă în temniță. Dar uitați ce spune textul după lucrul acela. Asa a apăsat și pe unii din popor. Textul nu ne spune cine sunt acești unii din popor. Ce fel de puncte de vedere politice, sociale, mă rog, și în ce fel de clase sociale sunt oamenii aceștia. Tare mi-e frică mie însă că aceștia sunt oamenii despre care citim în versetul 13 din capitolul 15. Și oricine nu căuta pe Domnul, Dumnezeul lui Israel, trebuia să fie omorât. Fie mic, fie mare, fie tânăr, fie în vârstă. Frați și sorori, nu vi se pare ciudat o astfel de inițiativă din partea unui împărat pe care până acum l-am lăudat ca fiind un împărat care într-adevăr caută pe Domnul, se sprijinește pe Domnul, încearcă să pună poporul pe o cale a Domnului, care să reflecte legea și cunoștința Domnului. La mine în Biblie e subliniat adânc, când ai citit lucrul acela de mult timp, de adolescent. Pentru că și atunci, ca și acum, cred că nu a acționat în toată legea Domnului, în tot ce cunoaștem despre Domnul. Sunt patru lucruri, patru dragoste pe care trebuie ținute mereu împreună. Una este dragostea față de Dumnezeu. Love the Lord your God. And I see Asa îl iubește pe Domnul, îl caută pe Domnul, cel puțin în zilele lui de început. Love your neighbor as yourself. Numărul 2. Love the stranger. Numărul 3. Acum, este o mare diferență între unul și dintre love your neighbor, love your stranger. Love your neighbor sunt cei care look, you know, ăștia sunt oamenii ușor de iubit. You know, ei sunt ca tine, ei vorbesc ca tine, ei se îmbracă ca și tine, ei sunt cei care împărtășesc cumva universul. Dar stranger, străinul, prin natura lui, este cel care arată foarte diferit de tine. Cel care nu gândește ca tine, care nu se îmbracă ca tine, care nu se roagă ca tine, ăsta e străinul. Cum atât Domnului spune, love the stranger. Și atunci, al patrulea lucru pe care îl dezvăluie cuvântul Domnului și care îl arată frumos, așa de frumos în Noul Testament, este Domnul Iisus care spune, love your enemy. Deci, trebuie să avem mare grijă când îl căutăm pe Domnul singur. Când tot ce avem în minte este să căutăm pe Domnul. Pentru că Domnul de la început a controlat lucrul acesta, l-a lăsat să fie de înțeles în așa fel încât nu poți să-l cauți pe Domnul și să abuzezi și să devii violent față de aproapele tău. Domnul a legat toate aceste lucruri ca o mănunche împreună. Dar asta le desface. Pentru că el crede că tu poți să-l cauți pe Domnul în timp ce pe alții îi bați și pe alții îi arunci în închisori și pe alții îi tratezi cu, you know, indignity. De aceea, Domnul nu este de partea lui aici. Și învățăm din greșelile lui ceea ce nu trebuie făcut. Frați și surori, întotdeauna când vin la noastră, I'm running out of time. I don't know why. I'm running out of time. Cu permisiunea noastră, 2 minute, aș vrea să subliniem asupra următorul lucru care este absolut esențial și nemai întâlnit în Scriptură. Thank you. I promise, really short. Următorul lucru pe care Asa îl face. În al 39-lea an
al domniei lui, către sfârșitul domniei lui, am spus, domnește 41 de ani, se îmbolnăvește de picioare. Acum, dacă am fi să analizăm lucrul acesta psihoanalitic, am vedea o legătură clară. Omul care e mânios și intolerant, e mărcinat pe dinăuntru, manifestarea fizică a unui astfel de atitudini interne este suferință. Este normal că la un moment dat organismul să cedeze. Ia? Este normal. De aceea nu mi se pare atât de frumos, deși trist, dar atât de frumos modul în care căderea lui merge logic mai departe. El devine bolnav. Și acum Dumnezeu îi deschide o altă ocazie și oportunitate ca ei să se întâlnească. Ca ei doi să se întâlnească. Care era modalitatea în care Dumnezeu se întâlnea cu un împărat sau cu un om bolnav din Israel sau din Iuda? Domnul îi trimitea sau ei căutau pe un văzător, pe un profet, pe un proroc. Căutau de la Domnul vindecare. Spune, Doamne, ajută-mă, trimite-mi pe cineva, sunt în suferință. Asa, ce face? Versetul 12 ne spune, Asa s-a îmbolnăvit de picioare așa încât avea mari dureri. Chiar în timpul boalei lui, n-a căutat pe Domnul, ci a întrebat pe doctor. Și aici se încheie istoria tristă a unui om care a pornit așa de bine cu Dumnezeu. Rămâne către sfârșitul vieții lui, trist, heartbroken, bolnav, închis în universul lui în care omul domnește, în care ajutorul vine de la oameni, în care calea către Domnul este abandonată. Și el rămâne în stubbornness, în încăpățânarea lui. Deși în dureri, cât de greu ar fi fost să spun, Doamne, ai milă de mine. Au venit ologii și au strigat la Iisus. Au venit orbi și au strigat la Iisus. În culmea disperărilor, oameni care nu aveau o relație cu Domnul Iisus construită, care a spus, Doamne, ai milă de mine. Sunt netrebnic, sunt neînțelept. Ai milă la sfârșitul vieții mele. Nu. Asa rămâne absolut încăpățânat până la sfârșit. Când citesc narațiunea lui și când mă gândesc la istoria vieții lui, mi-aduc aminte de cuvântul Domnului din Ieremia, care spune în felul acesta. Capitolul 2, versetul 13. Căci poporul meu a săvârșit un îndoit păcat. Care a fost acest păcat îndoit? Îndoit are două fețe. M-a părăsit pe mine izvorul apelor vii. Asta a fost prima. M-au părăsit. În loc să caute, în loc să se sprijinească, în loc să investească în Domnul și în lucrarea Lui, m-a părăsit. Însă omul, când cade în nebunie și înțelepciune, nu stă acolo. Ce se apucă el să facă? Se apucă să construiască. Se apucă să investească. Se apucă să nebunia lui să ia din ce poate, gândindu-și că va găsi o cale care să îl ocolească pe Dumnezeu de a să ajungă la aceleași rezultate. Și se pune omul, ce face? Să-și sape el izvoarele lui. Și aceste puțuri și aceste izvoare
nu țin apă. Frați și surori, mă rog în această dimineață, inima fiecăruia dintre noi să fie renoită, determinată, să ne încredem în Domnul, orice ar fi. Da? Vor fi momente dificile. Da? Vor fi momente grele. Da? Vom vedea puțin din tot ce am vrea să cunoaștem și să vedem și să cunoaștem. Dar lucrul cel mai important nu este să avem întreaga cunoștință. Nu este să cunoaștem și să știm toate lucrurile. Nu este să trăim cel mai bine și cel mai elegant și cel mai frumos. Acestea sunt lucruri care nu stau, care nu se adună în fața matematicii lui Dumnezeu. Ceea ce Domnul vrea de la noi mai mult decât orice este încrederea în El. Și în mod al doilea lucru este atenția la faptul că în orice moment putem să pășim pe calea care nu mai duce către El. Care se termină în pribegie, în pustie, în dezamăgire, în heartbrokenness. Domnul să ne întărească, să ne sprijinească. Mă întorc la cuvintele pe care am deschis în această dimineață. Am simțit și simt prezența Domnului în locul acesta. De aceea mă rog că Domnul să întărească biserica, să crească mai mult și mai mult și să aprofundeze mai mult și mai mult și să-și deschidă larg ochii, mai bine și mai bine, la pericolele care ne înconjoară și pe care le vedem în jurul nostru. Amin. Amin.